Bine v-am regăsit, dragi telespectatori! Astăzi vin cu vești bune, dar nu despre weekend, ci despre săptămâna viitoare, când termometrul va indica maxime de până la 20 de grade Celsius. Sâmbătă, valorile termice vor fi în continuare mai ridicate decât cele normale la această dată. Astfel, temperaturile maxime se vor încadra între 4 grade în nordul Moldovei și 13 grade în sud-vestul teritoriului, iar cele minime vor fi cuprinse între minus 2 și 8 grade Celsius cu 8 grade în județul nostru, în județul Iași. Cerul va avea norări și temporar va ploua slab în centrul și sud-estul țării și pe arii restrânse în celelalte regiuni. La munte și cu totul izolat, în extremitatea nordică a țării, precipitațiile vor fi sub formă de lapoviță și ninsoare. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări noaptea în sudul Banatului și pe crestele montane. Duminică, vremea se va încălzi în cea mai mare parte a țării, iar în regiunile extracarpatice valorile termice vor depăși cu totul mediile climatologice specifice perioadei. Maximele se vor încadra între 8 și 18 grade, iar cele minime între 0 și 7 grade Celsius, cu o temperatură de până la 10 grade în județul nostru, în județul Iași. În vest, nord-vest și centru, dar și la munte, cerul va fi temporar noros și spre sfârșitul intervalului va ploua pe arii restrânse. În zona montană înaltă, precipitațiile vor fi sub formă de lapoviță și trecător ninsoare. În restul teritoriului, dimineața, dar mai ales noaptea, va fi nebulozitate joasă, local ceață și izolat posibil burniță. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări în câmpia de vest și pe crestele montane. În Pașcani, vremea va fi în general frumoasă. Mâine, mercurul va ajunge doar până la temperatura de 4 grade Celsius, iar cerul va fi unul noros. Duminică, mercurul urcă în termometre până la temperatura de 9 grade, iar începutul săptămânii debutează cu o vreme frumoasă, în ciuda faptului că cerul este unul înorat, iar mercurul ajunge până la temperatura de 10 grade Celsius. Atât despre prognoza meteo. Sunt Ana Maria Ipate și vă aștept și luni pentru mai multe informații meteo. Weekend minunat să aveți! Numai bine!